Polițiștii au găsit arme, muniție și bani în casa unei femei de 75 de ani. Totul s-a întâmplat atunci când mascații au descins în șapte locuințe din Timiș, în care făceau verificări într-un amplu dosar de camătă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Oamenii legii au descoperit arme, muniție și bani în locuința unei bătrâne, dar și în casa fiului acesteia și a unei tinere. Aceștia din urmă împrumutau bani pentru care cereau dobânzi mari, iar cei care nu reușeau să înapoieze sumele la timp, erau amenințați. Din cercetări a reieșit faptul că începând cu anul 2022 și până în prezent, un bărbat de 44 de ani și o tânără de 29 de ani ar fi acordat împrumuturi percepând dobânzi și garanții în diverse obiecte de valoare pentru a acoperi sumele împrumutate, realizând astfel profituri ilicite. În anumite situații pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate, bărbatul ar fi recurs la acte de constrângere asupra persoanelor îndatorate. Totodată sumele de bani și dobânzile aferente ar fi fost primite de tânără. De asemenea, la domiciliul unei femei de 75 de ani, mama bărbatului, au fost descoperite mai multe arme și muniție aferente acestora. În urma desfășurării perchezițiilor domiciliare, precum și a celor patru percheziții a vehiculelor deținute de persoanele cercetate, au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor patru pistoale, un încărcător cu șase cartușe, o folie transparentă ce conținea șapte cartușe, două tuburi cartușe, percutate, două pistoale, unul având încărcător în interiorul căruia au fost găsite șase cartușe, un pistol cu butuc în orificiile căruia s-au găsit cinci cartușe. De asemenea, au mai fost descoperite și ridicate nouă contracte de împrumut, mai multe înscrisuri și mijloace electronice de comunicare și stocare, care pot constitui mijloace de probă în cursul procesului penal, precum și 5.156 de lei, 4.435 de euro și 949 de dolari. În urma administrării probatoriului în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de tânăra de 29 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și complicitate la infracțiunea de camătă, precum și față de femeia de 75 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Persoanele reținute au fost introduse în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, urmând a fi prezentat în fața magistraților pentru dispunerea măsurilor preventive. Bărbatul de 44 de ani este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de camătă. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii întregii activități infracționale a celor trei persoane. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și prezumția de nevinovăție. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.